Există o întrebare care dacă este adresată în cadrul familiei, în cadrul societății sau în cadrul comunității unde viețuiești, îți poate transforma viața. Poate să așeze relații sănătoase, relații armonioase între tine și ceilalți. Cu siguranță ești curios să afli întrebarea. Ea apare în 2 Samuel capitolul 9 și este pusă de regele David în momentul în care ajunge pe tron după o perioadă complicată a vieții sale, când a fost urmărit de rivalul său Saul, în cele din urmă David ajunge pe tronul lui Israel. Și atât ce întrebare pune. Nu mai este nimeni din casa lui Saul ca să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu? Și Țiba a răspuns împăratului, mai este un fiu al lui Ionatan, o loc de picioare. Întrebarea care schimbă dinamica relațiilor tensionate este aceasta. Cum aș putea să arăt bunătate față de tine? Ce bine ar trebui să fac ca să arăt bunătate? În ce măsură ar trebui să-mi arăt dragostea față de tine ca să simți bunătate asemănătoare cu bunătatea lui Dumnezeu? E o întrebare grea. Dar întrebarea aceasta nu ține cont de răspunsul celuilalt. Nu este o reacție la bunătatea care vine de lângă mine. S-ar putea să nu vină. David pune întrebarea aceasta adresată unei case rivale împărătești, casa lui Saul. Așadar, când pui întrebarea aceasta: Ce bine aș putea să-ți fac? Nu aștepta un răspuns pe măsură din partea interlocutorului tău. Pa mai mult, ar trebui să înțelegi că întrebarea aceasta nu comportă un răspuns pe măsură. S-ar putea ca cel căruia îi se adresează întrebarea să nu merite deloc o astfel de întrebare. Pentru că uitați din răspunsul pe care David îl primește, înțeleg că Țiba, fiul lui Ionatan, era o loc de picioare. Asta se traducea printr-o infirmitate care în spate însemna cumva un fel de blestem un fel de necurăție. Cu toate acestea, David e atât de dedicat casei lui Saul în a-și arăta bunătatea și alege să o arate față de cineva care nu merita, poate cineva care trăia în necurăție. Dar de unde această putere să pui întrebarea aceasta? Vreau să-mi arăt bunătate față de tine. Arată-mi cum să o fac. O bunătate manifestată practic, nu doar teoretic. Pentru că David își arată bunătatea primindu-l pe Țiba la masa lui împărătească. Și face un gest frumos, un gest al demnității. Uneori asta înseamnă să-ți arăți bunătatea, să-ți arăți demnitate față de ceilalți. Îi ascunde picioarele sau lipsa picioarelor lui Țiba la masa împărătească. Dar de unde putere să pui o astfel de întrebare? Întrebarea aceasta izvorăște dintr-un legământ pe care David îl face cu Dumnezeu și cu Ionatan. Întrebarea e mai apoi materializat într-un act de binefacere față de Țiba, nu din cauza lui Țiba, ci întrebarea aceasta se datorează unui legământ pe care David îl face înainte lui Dumnezeu. Așadar, când vei pune întrebarea aceasta soției tale, copiilor tăi, șefului greu de suportat de la servici sau vecinului care te supără, ține minte, tu ți arăți bunătatea nu datorită meritelor soției, soțului, șefului mai necioplit sau vecinului îndărătnic, ci datorită bunătății pe care și tu ai primit-o de la Dumnezeu. Datorită legământului bunătății pe care Dumnezeu l-a făcut cu tine. El spune, Dumnezeu, că își arată bunătatea și peste cei buni și peste cei răi, trimițând ploaie la vreme. De aceea, nu uita, ai șansa să repar relațiile, punând o întrebare și mai apoi, acționând conform acesteia: ce bine să fac pentru celălalt?